povestei! Nu mai aruncați cu hârtie noi? Pătăușii ăștia sunt așa de răi! Știi ce trebuie să faci? Puneți căștile și ignoră-i! Ne ignoră? Ei bine, atunci să le tăiem căștile! Bate palma, frate! Să-i tăiem și lui căștile! Oh, nu! Bine că mi-am adus căștile wireless! Unde e firul? Hei, pot să iei și căștile mele wireless! Wow, mersi! Ești un coleg de clasă așa de bun! Cititul despre știință e hobby-ul lor preferat de făcut împreună! Acești bătăuși fac chiar necazuri? Să le legăm și returile împreună dacă vor să fie atât de atașați! Hai să mergem la clasă! Bine, clasă! Ascultați! Să-i legăm din nou șireturile când profesorul nu se uită! Bine, o să scriu pe tablă și vreau să rezolvați asta pentru mine! Coasta e liberă! De data asta o să-i leg șireturile de birou! Da! Cine poate să răspundă la asta pentru mine? Eu, domnule profesor! Elevul nostru de top! Yay! Uf! Am căzut din nou! Ha, 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 ha. Oh! O să-mi tai șireturile ca să nu le mai poată lega. Apoi le voi înlocui cu aceste șireturi colorate și amuzante care nu pot fi trase. Șireturi noi? Așteaptă, cum le tragem? Nu pot să mă păcălească de data asta. Am terminat! Mai bine mă întorc la clasă. Unde crezi că mergi, tocilarule? Nu! Ce aveți de gând să faceți? Doar o să-ți facem o mică baie în toaletă! Uite, avem propriul nostru desfundător de toaletă! Urăsc acești bătăuși așa de tare! Iar încep... Desfundă! Datorită căștii mele, nu mă pot băga acum! Ha? Oricum, nu mai e amuzant! Hai să plecăm! Și așa supraviețuiești în școală! Prânzul meu arată delicios! Nu așa de repede? Aceasta e mâncarea noastră acum! Ha, 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 ha. E într-adevăr foarte gustoasă! Duș de Cheetos! Continuă să vină! Trage, trage, trage! Rândul meu! Oh, ne-am săturat de tot! Ha, 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 ha. Mersi pentru mâncare, tocilarule! Au terminat toată mâncarea? Trebuie să fac ceva! Mai întâi, am nevoie de o pungă de plastic și un sandwich! O să pun sandwichul înăuntru și îl voi împături așa! Apoi am nevoie de vopsea verde ca să pot picta în jurul sandwichului, ca să pară care mucegai! Ce deștept sunt! Ce avem pentru prânz azi? Ha? E mucegai? Bleh! Nu mai e altă mâncare aici! E plină de șervețele! Am nevoie de aceste șervețele când strănut! Țineți mucii departe de noi! Trucul meu a funcționat! Și tot am sandwich-ul! Acum pentru niște umplături! Am baconul ascuns în cutie, ceva brânză și castraveți murați! Salată, roșii și ketchup! E așa de gustos! Trebuie să fac pipi! Acolo e toaleta! Bună, tocilarule! Nu trebuie să faci pipi așa de tare! N-am terminat cu toaleta! Ha, 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 ha. Uite, își udă pantalonii! Oh, nu! Ha, 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 ha. Grăbește-te și înregistrează! Toată școala o să râdă de asta! E așa de jenant! De ce durează așa de mult? Grăbiți-vă! Trebuie să facem pipi! Sunt pregătit de data asta! Mi-am adus propria toaletă portabilă! Pot doar să o instalez aici și să-mi fac nevoile? În sfârșit! Hai, avem nevoie de toaletă? Ha? Nu! Nu! Sunetul apei clipocește? Asta o să vă facă să vreți să faceți pipi și mai rău! Oprește-te! Nu ne mai putem ține! E rândul bătăușilor să-și ude pantalonii! Zâmbiți pentru cameră, băieți! Toată școala se uită! Aici sunt, tocilarule! Ești ușor ca un fulg! Oh, ce acadea frumoasă! Ce-ar fi să o bag în nas?
frate, nu este? Am reușit! E acoperită de muci și păr! Să o aruncăm! A aterizat chiar și în caca? I-am distrus complet acadeaua! Ridicați mâinile în aer! Are un pistol! Fugi! Băieți proști, e doar un suport de acadea! Uite asta, frate! O să punem cerneala albastră în gumă! O să-i facem limba tocilarului albastră! O să fie o farsă așa de amuzantă! Salut, tocilarule! Ce? Vrei gumă de mestecat? Am una în plus! Hei! Oh, nu! Cine v-a spus că puteți mesteca gumă la ora mea? Să încerc și eu! Pare gustoasă! Nu! Oh, nu! Are gust bun! Oh, nu! Dinții profesorului sunt albaștri! Ce mi-ați făcut? Dinții mei! Voi! Ne pare foarte rău, nu am vrut! Copii răi! Acum, ca pedeapsă, trebuie să răzuiți guma de sub bănci! Nu vreau să fac asta! Ei bine, noi suntem cei care am lăsat guma aici oricum! E așa de multă gumă că am făcut literalmente o minge din ea! Bravo! Acum luați câte o mușcătură! Serios? Asta e gumă veche? Nom! Frate, are gust de cauciuc! Hei, tocilarule, ce citești? Încă o carte de tocilar? Cred că te vei distra mai mult dacă ești în dulap! Bucură-te de ședere! Bate palma! Bine că mi-am adus o lanternă! Ce-i acel zgomot? Un schelet? Hei, te-am încuiat și pe tine aici? Tocilarii mei! Am adus luminițe de bază și un ursuleț de pluș. O să fac ceva tare! Ce lumina aia care vine din dulap? Ce face tocilarul acolo? Hai să-l deschidem! Bine ați venit în locul meu de relaxare! Am pus decorațiuni luminoase faine! Și nor de furtună cool din luminițe de bază și puf de ursuleț de pluș! Sunt cercetaș! Wow! Scuzați-mă, sunteți în calea mea! Crede că tocilarul e mai cool decât noi? Lasă-ne să intrăm! Puteți începe testul fără copiat! Vă urmăresc pe toți! Nu am învățat pentru asta! Știu toate răspunsurile! Să copiem răspunsurile lui! O să iau hârtia lui cu mâna asta lipicioasă! Am reușit! Unde e hârtia mea? A căzut? Acum sigur o să trecem! Bătăușii au luat-o! E timpul pentru al doilea test! Ar trebui să încep să-mi scriu răspunsurile? Îmi dau seama că bătăușii vor să-mi ia din nou hârtia! De ce șterge toate răspunsurile? Bine, am terminat! Să-i furăm hârtia din nou! Așteaptă! Nu are răspunsuri? Ești un ratat! O să pici testul ăsta? Bine, timpul s-a terminat! Ia să verific lucrările! Ți-ai șters toate răspunsurile? Atunci vei primi un 4! Stați, domnule profesor! Trebuie să purtați acești ochelari cu infraroșu! Astfel puteți vedea răspunsurile mele! Toate răspunsurile tale sunt corecte, așa că primești un 10+! Tocilarul mi-a păcălit! Să-i facem o farsă? Ce mai pun la cale bătăușii aceștia? Hei, tocilarule, hai să jucăm piatră-hârtie-foarfecă! Ok, piatră-hârtie-foarfecă! E distras! E timpul să începem spectacolul! Chiloții lui! Wedgie! Te-am prins din nou! Ce ratat! Nu pot să văd! Nu pot să-i las să-mi tragă chiloții din nou! Așa că cos cei mai mari chiloți vreodată! E prea ocupat? Hai să facem din nou! Așteaptă! Ce fel de chiloți sunt ăștia? Sunt fără sfârșit! I-am prins de data asta!
bătăușii au turnat o găleată plină cu apă rece peste sărmanul tocilar. A fost doar un vis! Așteaptă! Visul meu e pe care să devină realitate! Dar sunt pregătit de data asta! Mulțumită impermeabilului meu de ploaie, curațe! Cum te-a prevăzut asta? Detenție! Acum! Uită-te la bebelușul nostru drăguț! Ha? Mingea îl trezește pe bebeluș! Jucați basket cu mine! Fratele tău doarme? Mamă, tată, uitați-vă la abilitățile mele de dribbling! Wow, m-am împiedicat! Oh, nu! Mingea se îndreaptă spre noi! Ia bebelușul din cale! Nu! Oh, își aruncă bebelușul ca pe un cartof fierbinte! Ups, scuze! Ești pedepsit! Serios? Cred că e timpul să angajăm o dădacă! Ai dreptate! Atât de multe persoane au aplicat să fie dădacă! Cine ar putea fi? Cine e dădaca copilului? Eu sunt noua dădacă! Wow! Noua dădacă e Ladybug! Atât? Acest spectacol e așa de plictisitor! Oh, un fier de călcat! Vreau să-l ating când dădaca nu se uită! Nu te grăbi? Am luat mânușa de cuptor la timp! Bine, atunci o să mă joc cu un cuțit! Vreau să tai un măr! Stai! Acest cuțit e așa de ascuțit! Mă întorc imediat! Dar am nevoie de o bucată de hârtie! O voi îndoi în forma unui cuțit! E mult mai sigur! Ia, ține! Nici măcar nu poate tăia nimic! Ce vrea copilul să facă de data asta? Vreau să-mi fix șurubelnița în priză! Vreau să știu dacă se potrivește! Sunt atât de aproape! Ha? Un protector buburuză? Distrugi toată distracția! Nu mai pot face nimic pe aici! Știu cum să scap de insectă! Cine e la ușă? Un exterminator de insecte? Insectă! Nu, te rog! Ei bine, e un spectacol amuzant! O să plec, te rog, nu mă omorâ! Salut, sunt Ariel, mica sirenă! Sunt noua ta dădacă! O sirenă? Nu se poate! Sper că nu te superi, am adus și prietenii mei cu mine! Asta e interesant! Ce-i acel lucru ascuțit? Auci! Oh, nu! Doare! E în regulă! Prietenul meu, crabul Sebastian, te poate ajuta! Nu vreau să mă uit! Crabul Sebastian poate scoate acul, vezi? Să aruncăm asta! Oh, Doamne! Ai o brățară ascuțită! Nu putem permite asta! Sebastian trebuie să scoate și acele lucruri ascuțite! Ce? Mi-ai distrus brățara! Cine e la ușă? O să deschid eu? Da! Sunt un pescar și am venit să colectez acest pește! Nu! Mersi, tipule! Ai făcut o treabă bună! La revedere, peștișor! Nu! Lăsați-mă să plec! Cine e la ușă? Bună! Sunt Barbie! Noua ta dădacă! Barbie? Vreau să mănânc niște bomboane! Stai! Uită-te la mâinile tale murdare! E bine că am adus o periuță de dinți și pastă de dinți! Vom pune puțină pastă de dinți pe degete? Și o vom șterge cu periuța de dinți, încet și ușor! Și gata! Sunt curate? Ce? Îți voi face și o nouă coafiură! Hai să o facem! Nu! Pleacă de lângă mine! Aproape am terminat! Uită-te în oglindă! Arăți uimitor! Arăți ca și Ken! Nu s-a terminat aici! Mi-am terminat unghiile! Acum trebuie să aștept să se usuce! Mă voi relaxa între timp! Grozav! Acum e șansa mea să-i stric unghiile! O să-i torn lipici peste unghii! O să fie lipită de masă! Apoi o să pun un pic de piper și o să o fac să strănute! De ce mă mănâncă nasul așa de tare? Și de ce sunt unghiile mele lipite? Oh, nu! Vine! Ciu!
N-am putut să mă abțin! Unghiile mele sunt lipite de masă! În sfârșit a plecat! La revedere! Sunt așa de isteț! Oh, nu! Doctorul rău e noua dădaca copilului! Sunt puternic! Ce sunt aceste urme de noroi? Voi investiga! Sunt pline de germeni? Mă întreb unde duc! Piciorușele murdare sunt pline de ciuperci! Aha! Trebuie să fie copilul pe care îl supraveghez! Ce se întâmplă? Nu-mi lași altă opțiune decât să-ți curăți picioarele! Cu o periuță de foraj! Ce? Pleacă de lângă mine! Oh, e așa de satisfăcător! Am zis că nu vreau! Oprește-te! E aproape curat! Vezi? Piciorușele tale sunt curate! Cu excepția că încă mai au ciuperci pe ele? O să le stai! Ce? Până aici! E o soluție rapidă și ușoară! Nici măcar nu o să te doară! O să-mi taie piciorul! Relaxează-te! A trecut acum! Putem să ne uităm la televizor! Uite, e un spectacol amuzant! Îmi place acest spectacol! Nu te voi lăsa să scapi așa de ușor! Hei, vrei să mănânci ceva? Sigur! Haide, încearcă! Trebuie să fie un chips de ciuperci, nu? Da! Iuhu! Așteaptă! Stomacul meu se simte ciudat! Cred că o să vomit! Trebuie să plec! Ne vedem niciodată! S-a terminat în sfârșit! De fapt, i-am dat ciuperci dulci! La revedere! Sunt un geniu! Mă joc Poppy Playtime! Acesta e jocul meu preferat! Cred că ar trebui să trec prin această ușă! Ha? Bună! Sunt Mami Long Legs! Asta face parte din joc? Sunt noua tată dacă! Încântată să te cunosc! Văd că ai mâncat multe chipsuri! Știu! Cred că ar trebui să-ți periezi dinții! Piu, cine se preocupă de periat? Vreau doar să mănânc mai multe chipsuri! Trebuie să asculți de dădacă! Altfel o să vin după tine! Aaaa, cum este mâna din televizor? Vino aici, copil rău! Te rog, nu mă răni! Te rog! Hei, unde au dispărut chipsurile? O să-ți periezi dinții, bine? Am zis că nu vreau! Ei bine, acum s-a rupt, vezi? Trebuie să mă calmez! Ce zici de această periuță de dinți cu unicorn drăguță? Uite, o să te ajut să o folosești! Nu apropia de fața mea! Nu pare distractiv? Nu-mi place! Pa! E timpul să iau lucrurile în mâinile mele întinse! Stai! Ups! Această doamnă ciudată mă urmărește! Cred că am scăpat de ea! Oh, nu! Încă e aici! Sunt înconjurat! Doar îți periezi dinții! Oh, nu! Se apropie așa de mult? Ha? De ce sunt blocată? Oh, nu! Mâinile mele sunt încurcate peste tot! E blocată? Hehehehe! Uite! Aici ai un braț! Nu-l atinge! O să te ajut să-ți recuperezi mâinile! Îmi vine să cred că sunt încurcată în propriile mele brațe! E așa de epic! Încerca să mă urmărească, dar se pare că s-a prins pe ea însă și în schimb! O să te ajut să ajungi la ușă! Cine e dădaca copilului de această dată? O fată goat e noua dădacă! Bine, unde e copilul? În sfârșit! Cineva cool! Ce faci, copile? Acest loc e banal! Ce-ai în geantă? Wow, un aparat de tatuaje! Vreau să-l încerc pe mine! Stai, vrei un tatuaj? Da! Atunci o să ți-l fac eu! Îmi e frică! Relaxează-te! Nu o să tatuez un copil! O să folosesc doar autocolante false în schimb! Tatuajul tău e gata, copile! Wow, arată așa de cool! Drăguță, am venit acasă! Ce-ai făcut azi? Vreau să-ți arăt ceva! Uite, am făcut un nou tatuaj! Ce? Cine ți-a făcut un tatuaj? Noua mea dădacă! Dădaca ți-a făcut un tatuaj? Ești concediată!
E doar un tatuaj fals. Oricum plec. Așteaptă! Unde e plata mea? Nu primești bani pentru că ai făcut copilului meu un tatuaj. Sunteți plictisitori. Oh, îmi plăcea această dădacă. Voiam să rămână. Lucrurile sunt pe cale să devină întunecate. Wednesday a sosit. Sunt noua ta dădacă, din nefericire. Ha? Ce e cu ținuta ei? Cine e acolo? O mână? Vrei să-mi iei acadeaua? Ce? Nu e permis zahărul în această casă? Nimic nu mă poate opri să mănânc ursuleții mei din geleu! Ha? Am spus că nu e permis zahărul! Nu? Te rog să nu mă înjunghi! Aia! Nu pot să mă uit! Țintea doar ursuleții geleu! Ce? Asta ar trebui să servească drept avertisment! Am spus că nu e permis zahărul! Mă rog, o să beau niște cola! De data asta am un arc și săgeți! Ha? Ce? Nu se poate! Foc! Doar am țintit cola, nici cola nu e permisă! Nu e corect! Nimic nu e permis! Nu te voi lăsa să scapi cu asta! Oh, nu? Ce va face copilul cu Think? Vino aici, mână neascultătoare! Unde e Think? Think, te chem! Știu că Wednesday urăște culoarea, așa că o să-i pictez unghiile lui Think în roz! Arăți fabulos! Think, unde ești? Ha? Ce? Ia-ți unghiile roz de pe mine! Am mai multe lucruri roz cu mine! O să o torn într-un balon roz? Exact ca un balon cu apă! Trebuie să mă asigur că țintesc bine! Haia! Se îndreaptă direct spre Wednesday! Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Sunt așa decolorată! Sunt alergică la asta! Da! Am câștigat din nou! Cine e dădaca copilului de această dată? E o fată tocilară? Nu se poate! O să facem tema... Ce? Ok, să începem! O să fac o parte din ea pentru tine! Ce coș imens! Este așa de mult! Auci! De ce ai făcut asta? Trebuie să mă șterg! Hârtie? Ha? Cred că am o idee despre cum să te țin ocupat! Am nevoie de hârtie, lipici și plastic! Întâi o să tai din lipici și o să-l învelesc în plastic! O să-l modelez într-o minge, apoi o să-l înfășor în hârtie! O să îndoi în jurul ei, apoi o să fac o gaură în mijloc! De ce nu încerc să storci? E exact ca un coș! E așa de dezgustător! Îmi place! Wow! Acesta e cu adevărat imens! O să fie o explozie mare! O să-l sparg! A stropit peste fața tocilarei! Ups! Nu pot să văd pe unde merg! O să te ajut! Aici e drumul! Chiar merg pe unde trebuie? Nu uita de cărți! La revedere! Nici o altă dădacă! Am propriul meu stil! Totul negru! Fiu, sunt atât de multe culori pe fața mea! Cine ar fi crezut că pielea ei poate năpârli ca la șerpi? Machiajul a dispărut complet! A trebuit să arunc asta? Am o mâncărime nas! Fire de păr nas? O să înmoi un bețișor cu vată într-o lumânare topită și o să-l bag în nările mele! O să am nevoie de clește? Aproape! Am reușit! O nară e gata! Încă una de făcut! Simplu și rapid! Ce ții în mână? O paletă de machiaj? Vrei să o folosesc? E așa de colorată și luminoasă? Mai bine nu! O să le ard pe toate și le transform în cărmune! Ador să aprind lucruri! Nimic nu se compară cu machiajul do-it-yourself folosind cărbune. Și cam așa fac un machiaj gotic. Perfect! Arăt mai mult ca o Wednesday acum! Ta-da! Rochea mea e complet roz! Încep cu acest săpun spumant roz.
voi pulveriza pe toată fața fix așa. Sunt un monstru de spumă! Ok, acum o șterg. Mi-a dat coșuri? Iac! Știu, o să folosesc un îndreptător de gene să stoarcă coșurile. Uitați cât puroi negru a ieșit! Măcar a funcționat! Acest îndreptător e așa de versatil! Pot să-l folosesc și să-mi fac buzele ca să pară mai mari! Acum voi aplica ruj! O să folosesc această banană ca ghid pentru a-mi pune fardul de obraz! Perfect! Atâtea pensule? Aceasta e pensula pentru fard de ochi și o să aplic un fard roz! Gata! Aha! Am nevoie de pistrui! O să folosesc o periuță de dinți, o să înmoi în bronzant și o să stropesc câteva picături pe față! Yay! Arăt mai mult ca Annie de-acum! Spre deosebire de acea fată ciudată! Acest pat e așa de incomod! Cum poate dormi cu atâtea perne moi și jucării? Eu trebuie să dorm pe un malter de lemne! Gata! Doar trebuie să acopăr cu o pătură. Bineînțeles, am nevoie ca lejeria și pernele mele să fie negre. Perfect! Trebuie să scap și de toate aceste lucruri roz. Așa de asemănător cu mine. O să dau acestor desene un retuș. Adăugăm niște coarne și colți ascuțiți ca un vampir. Fii furioasă, în schimb! Viața e prea scurtă să fii fericită! Fluturi? Lilie ce arată mult mai bine! Nu există nicio șansă să dorm într-un sicriu! Doamne! Al cui acest schelet? Scuze, oricine ai fi, dar eu am nevoie de pat! Bine, o să înlătur toate cearceafurile negre și o să le locuiesc cu blană roz! Ta-da! E o casă de vis Barbie! De fapt, e așa de confortabil înăuntru. Încerc să citesc aici. De ce acea fată e așa de zgomotoasă? Gata! Organizez o petrecere! Vrei să te alături? Nu, mersi! Iac! Unghiile de la picioare sunt atât de murdare și pline de ciuperci! Hei, m-ai lovit! Nici ale tale nu sunt mai bune! Cine le lasă să crească atât de lungi? O să le smulg pe rând! E așa de satisfăcător! Pa, ghiare urâte și lungi! Groasnic! Sunt unghiile mele! Le pot folosi pe cele de la Wednesday la unghiile murdare! Yay! Am o idee mai bună! Întâi o să-mi iau o fruntă să acopăr unghiile! Doar să o tăiem în formă de unghie! Apoi o să aplic coajă neagră, pentru că, evident, e culoarea mea. Le voi decora cu viermi, ca și animalele mele de companie. Perfect! Te-ai înșelat! În sfârșit! Suntem acasă? Ha? Surpriză! E ziua mea! Mersi, familie! Du-te! Nu ești Enid! Dar eu sunt? Sunt Enid! Acolo e Enid cea adevărată! Ți-am adus un cadou, păpușa ta Barbie preferată! Ce dezamăgire! O păpușă Barbie preferata mea? Tu nu ești Enid pe care o cunosc eu? Îți place o eșarfă roz? Nu prea e pe gustul meu! Nu, îi place atât de mult încât o va purta! Fii cu minte! Se pare că e timpul să stingem lumânările! Hai, suflă și pune-ți o dorință! La mulți ani, dragă Enid! E ziua mea, dar am o surpriză pentru toată lumea! Oh, nu! Pink, mi-ai stricat ziua de naștere! Am nevoie să merg la baie foarte repede! Ha-ha-ha-ha! Arăți așa de amuzantă! Uită-te la fața ta! Oh, nu! Nu am mai putut să mă abțin! Ești așa de dezgustătoare! E așa de jenant! Ce se întâmplă aici? De ce râde tipul ăla de tine? Nu m-a lăsat să merg la toaletă? Știu cea mai bună răzbunare! Ce ai de gând să faci?
Doar o să-mi răsfăț peștii pirania. Să vedem cine mai râde acum. Ce ușurare! Au, ce mă mușcă ceva! Au! De ce țipă? Nu poate pleca fără să alunece în băltoaca de pipi. Nu! Mersi că m-ai salvat! Acum chiar am nevoie să merg la toaletă! La revedere! Wow! E un borcan cu bomboane? Putem lua și noi câteva? Te rog! Sigur, luați câteva! Ai pus o capcană pentru șoareci? De aceea nu ar trebui să luați bomboane de la mine! Oh, nu! E Wednesday! Nu vă voi răni? Lăsați-mă să vă văd degetele! Uite, o să fie bine! Dăm borcanul cu bomboane! Toată lumea poate lua câte ceva! Du-te! Ia-ți! De aceea nu ai prieteni! Mă rog, o să-mi fac bomboanele mele! Cu aromă de ramen picant! Mai întâi o să iau plicul de arome și o să-l torn peste bomboane! Împreună cu condimentele! Apoi o să le amestec bine! Și ca să fie mai picante, o să le topesc până devin lichid gumos! Acum o să torn totul într-o formă de ursuleț! Lasă-l să se întărească și ursulețul gumos gigant e gata! E așa de perfect! Vrei să guști? Desigur! Nom! E așa de delicios! Ar trebui să încercați și voi! Iată-l! Oh-oh! Nu știu că mănâncă un gummy cu aromă picantă! Așa de iute! E așa de picant! Acum știți că nu împart bomboane! Wednesday merge la întâlnire la cinema! Hai să vedem acest film de groază! Ei, sigur! De ce nu? Adorm filmele de groază! Excelent! Hai să luăm popcornul! Wow! Ești nebună? Shh, doar uită-te la film! Nu e deloc distractiv? Wow! Mă voi așeza cu fata asta în schimb! Înfricoșător! Ha? Unde e prietenul meu? Stă cu corpul meu real? Vreau să plec de aici! Poate ar trebui să o îmbrățișez! Ups, poate nu acum! Cineva leagă șireturile băiatului împreună! Poți lua restul popcornului! Hai să plecăm! Așteaptă! Am căzut! Ce? Tu! Salvatoarea mea! Ups, scuze! În ce think? E așa de alunecos! O să cad! Au, nu spatele! Sunt bine? Acei țepi de pe brățară îmi dau o idee! O să pun niște țepi pe partea de jos a pantofilor! Uite ce ascuțiți sunt! Nu mai alunecă pe gheață! Acum, hai să mergem mai departe! Pantofii mei țepoși au funcționat! 5 minute mai târziu! Trebuie să fiu atentă! Am o găleată plină cu sclipici! Oh, nu! Gheața e atât de alunecoasă! O să cad! Auci! A fost foarte dureros! Acum sunt acoperită de sclipici! Așteaptă! Am o idee strălucitoare! O să-mi fac pantofii strălucitori aplicând super glue dedesubt! Asigură-te că îi întinzi uniform de jos în sus! Apoi o să adaug puțin sclipici și o să umplu tot spațiul! Pantofii mei sunt așa de strălucitori! Și nu mai alunecă! Sunt așa de deșteaptă! Vezi asta? Nu mai alunec! Abia aștept să mănânc niște tăieței fierbinți! Ha? Ce e zgomotul ăsta? Ce? Pasărea s-a transformat în gheață, la fel și mâncarea lor! Ce naiba? E tare ca gheața! Nici gând să mănânc tăieței congelați! Nici măcar nu am apucat să prăjesc ouăle! Ce facem acum? Fetele au mereu nevoie de o mână de ajutor în plus, iar Tink e aici să salveze ziua! Foi de aluminiu? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Să înfășurăm folia de aluminiu în jurul bolului. Asta o să păstreze căldura. Apoi punem tăieței deasupra pentru a-i putea mânca fără să înghețe. Poftă bună, fetelor! Oh, vântul de afară e așa de puternic! Fețele fetelor încep să înghețe!
Ar trebui să avem un fular pentru a ne acoperi fețele. Stai, am o idee mai bună! Va trebui să-mi desfac părul împletit. Acum că părul meu e desfăcut, îl voi lega într-o coadă în fața feței mele. Wow! Asta numesc eu o mască de păr. Părul meu e prea scurt pentru a face același lucru. Trebuie să găsesc altceva. O pătură? E așa de caldă și moale? Am o idee sclipitoare! Așez pătura jos și aplic lipici pe margini. Apoi îndoi pătura pe jumătate pentru a lipi marginile împreună. Apoi repetă procedeul până când e îndoită așa. Acum adaugă încă o pătură cu un design de animal drăguț. Am o eșarfă drăguță pentru față! Încă mai respiri în spatele părului acela? Uite, fetele au pășit într-o baltă uriașă de apă! E cel mai rău lucru când interiorul pantofilor e ud complet! Vezi asta? E o grămadă de cărbuni aici! O să-l folosesc cât încă e fierbinte! Întâi, o să pun cărbunii înăuntrul pantofilor și apoi îi las să se încălzească! Acum, pantofii mei sunt complet uscați! Trebuie doar să scap de tot cărbunele! Perfect! Îi pot purta din nou! Sunt așa de confortabili! Picioarele mele sunt așa de reci! Trebuie să-mi dau jos pantofii! Groaznic! Sunt plin de apă! Trebuie să-mi dau jos șosetele ude și să le înlocuiesc cu unele moi și uscate. Apoi, o să pun o pungă de plastic peste picior ca să nu-mi mai umezesc șosetele. Și apoi, o să acopăr cu o șosetă suplimentară. Nu mai este dublă problemă atunci când ai dublă protecție. Yay! Uite! Am făcut un bulgăre în formă de rață! O să adaug și culorile mele preferate. Roz, albastru și portocaliu. Wow! Armata mea colorată de rațe de zăpadă! Ha? Wednesday pare distrasă? Asta cere o luptă cu bulgări! Ha! Aoleu, ce-i asta? Ce față ai făcut? Vrei război? Am o bazuca pentru bulgări! Foc! Aoleu! Asta nu a fost corect! Asta-i pățit pentru că m-ai provocat! Ah, sunt așa de răcită! Nu mă pot opri din strănutat! Oh, vine încă unul! Aciu! Iată că vine proiectilul de muci! A aterizat direct în terciul lui Wednesday! Tu! Ups, scuze! Ce e cu aspiratorul? Doar îmi aspir mâncarea! Ah, ce ușurare! Mă panicasem! Ce zici de un desfunzător de WC? O să-l folosești pe nasul meu? Da! Da! O să curăț toaleta! Am crezut că era pentru mine? De data asta am o seringă! Ce ai de gând să faci? O să îndepărtez acul, nu avem nevoie de el! Ok, o să folosesc această seringă să aspire toți mucii! Nu mă așteptam să fie așa de dezgustător! Wow! Pot respira din nou! Yay! Nici vorbă de îmbrățișări! Buzele fetelor se usucă din cauza vremii reci! Dar nu cred că e o idee bună să le jupoaie! Buzele mele sunt și ele foarte uscate! Am nevoie de un fel de hidratant? Știu! Am masca mea de buze aici! Doar o pun peste buze, o las câteva minute și buzele mele arată proaspete și hidratate! Ha? Stai departe de mine! Aceea sunt Cheetos? Nu ești singura cu idei! O să iau un pumn de Cheetos? Apoi o să-i zdrobesc în bucăți mici cu mâinile goale! Ar trebui să fie suficient! Acum îmi voi unge buzele cu ei pentru a folosi acest amestec ca o mască de buze! Ușor, nu? Ceva ciudat se întâmplă! Condimentele mi-au umflat buzele! Încerci să fii Donald Duck? Desigur, iarna nu ar fi completă fără să construiești un om de zăpadă. Cred că trebuie să-mi reîmprospătez rujul de buze. Stai un moment, pot folosi acest ruj pentru a face nasul omului de zăpadă. O să adaug ochi și buze moi și groase. Perfect! Vreau să-i pun și o perucă care să semene cu părul meu.
Tuburile POP sunt geniale pentru brațe, pentru că sunt așa de elastice. Un lucru în plus, o eșarfă roz. E omul de zăpadă Enid. E atât de banal. Pot să îmbrac și eu omul de zăpadă. O să folosesc dinamită pentru nas. Apoi o să trag o săgeată drept prin corpul lui să fie brațele. Am o țintă așa de bună. Oh, mi-ar plăcea să împrumut pălăria și ochelarii lui Cozy Knit pentru omul meu de zăpadă. Omul meu de zăpadă e un tip tare. Care e rostul unei bombe dacă nu o aprindem, nu-i așa? Am nevoie de puțină căldură în această vreme rece. Iarna lor e departe de a fi rece. Ce naiba? O bombă! Nu uita să-ți acoperi urechile. Nu! Ne-ai distrus oamenii de zăpadă! Tu! Te prind eu! Oh, Doamne, acei țurțuri sunt foarte ascuțiți. Oh, nu! O să cadă peste mine? Ha? De ce s-a oprit? Oh, merci, Wednesday! Asta e gustarea mea. Au, mi s-a spart un dinte. Acest țurțure prost mi-a distrus dintele. Mă întreb ce aș putea face să o fac să se simtă mai bine. Știu! O să pun gheața într-un blender să o zdrobesc, apoi o să o transfer într-un pahar. O să torn puțin sirop de ciocolată peste ea și o să o garnisesc cu o gumă în formă de ochi. Uite! Ți-am făcut un desert dulce ca să te facă să te simți mai bine. Am făcut și unul pentru mine. Wow! Are un gust grozav! Ador! O băutură rece în vreme rece! E perfectă! Sălile de așteptare ale spitalelor sunt așa de plictisitoare. Un coș imens! Vreau să-l storc! Doamne, e un coș vulcan! Și împrăștie peste tot pe polițiști. Opriți-vă! Oh, nu! Hayley, ce-ai făcut? Ce va face? Voi două sunteți arestate! Mama săracă și Hayley sunt în închisoare. Scoate-ne de aici! Fiule, vreau să-ți arăt prizonerii pe care va trebui să-i supraveghezi. Desigur, trebuie să porți uniforma de polițist. Wow, așa de tare! Și bastonul meu luminează ca o sabie laser. Vreau să-l testez. Hei, înapoi! Wow! Foarte bine, fiule, mă faci mândru. Mă simt foarte rău, îmi vine să strănut. Ha? Aciu! Doamne, toți acei germeni se îndreaptă către Hayley. Aciu! Tati? Fiul meu e bolnav, trebuie să sun la doctor. Ajutor! Sunt aici. Fiul tău e bolnav? Am soluția perfectă. Să scot trusa de prim ajutor. Aha, pastilă, trebuie să o înghiți. E prea mare, dar bine, o să încerc. Oh, nu! Eden a scuipat pastila spre bările închisorii. Cine găsește, păstrează! Acel doctor trebuie să învețe câteva trucuri. O să pun pastila într-o seringă și o să o umplu cu apă. Pastila s-a dizolvat complet, așa că fica mea poate să o înghită. Ia asta! E ca sucul tău preferat! E așa de gustos! Mă simt mult mai bine acum! Mersi, mamă! Înțeleg! De ce nu m-am gândit la asta? Prinde asta, doctore! Ce? Un dispozitiv de zdrobit pastile? Pur și simplu pune pastila înăuntru și o închidem din nou, până când pastila e zdrobită complet în pulbere. Perfect! Acum turnăm asta într-un pahar cu apă și o să lăsăm să se amestece. Ce truc inteligent! Ia, de ce nu bei? Ei bine, asta ne salvează de un alt accident de nec. Priviți! Un monstru din umbră a venit să-i bântuie pe copii. Copii, treziți-vă! Mami! Tati! Ajutor! Ce s-a întâmplat? Ce e neregulă? Părinții sunt aici să-și controleze copiii. Mergi înapoi la somn, draga mea. Vreau să dorm cu mine. Patul e prea mic. Bine. Vai, m-a durut foarte tare capul. O pernă? Știu. O voi transforma într-o pernă pentru îmbrățișare, ca să te simți mai în siguranță. O să pun chiar și o poză cu mine deasupra. E timpul să dormi. Brrr, e frig aici? Nu am o pătură. Scanez perimetrul.
totul e în regulă, puteți merge înapoi la somn. Tot sunt speriat. Uite, e jucăria ta Power Patrol. Am o idee strălucită. Lămpi patru la cățelușilor și lămpi de pluș adorabile ca să te protejeze în timp ce dormi. Drăgălășenia lor chiar a funcționat. Ce se întâmplă? Yo! Ai un nou coleg de celulă care vine. Tipul ăla are multe tatuaje? Wow! Ia loc în timp ce fac niște acte. Asta o să mă țin ocupat pentru o vreme. Tatuaje tari! Vreau și eu! Vrei? Stai puțin! Am adus cu mine un act pentru tatuaje. Fă-mi pe braț! Hei, oprește-te! Dă-mi ăla! Nu ești distractiv, tati! Știu! Ce zici de aceste tatuaje de bomboane? Sunt cu personajele tale preferate din Patrula Cățelușilor. Hai să încercăm să punem unul pe mână! Frumos! Poți chiar să lingi ca ploaca de a. E așa de dulce! Am tatuaje tari! Săraca mamă a ținut limba lui Eden ca să-i poată fura batonul de ciocolată! Grozav! Comoara e în siguranță! Hai să-ți arăt un truc! O să topesc ciocolata folosind o brichetă, apoi o să fac forme de fluture folosind ciocolata topită. E un tatuaj de ciocolată 3D, deci e și el comestibil. Așa de delicios! Eu o să mănânc restul ciocolatei, destul de bun, nu-i așa? Mă plictisesc așa de tare! Vreau să mă joc! E un arici! Wow! Ce? Hai să-l prindem! Așteaptă! Vino aici! Ia-l meu! L-am prins! Asta se întâmplă când te atingi de un arici! Tati, m-am înțepat cu un spin! Nu-ți face griji, am o soluție! Am trusa de prim ajutor cu mine! E super protejată într-un safe! Și ascunsă în diferite containere! Extractorul! Rapid și ușor! N-o să doară! Gata! E așa de tare! Oh, nu! Hayley, trebuie să te fi durut foarte tare! Știu ce să fac! O să folosesc acest spai pentru a scoate spinul! Ești pregătit? Oh, nu! Spinul s-a transferat în limba mamei! Știu cum să transform o situație proastă într-un look la modă! Sunt o mamă tare acum! Rock and roll! Am terminat o sticlă întreagă de Coca-Cola? Ups, acum trebuie să fac pipi! Ce-ai pățit? Ai nevoie de toaletă? Toaleta e chiar aici! Suntem aici! Hei, du-te și lasă-mă singur! Ieși afară, acum! Mă rog, ți-am lăsat un cadou în toaletă! Groaznic! Nu mai vreau să folosesc toaleta! O să chem îngrijitorul! Sunt pregătit să intru în luptă! Acesta e cel mai puternic inamic cu care m-am confruntat vreodată. Dar nu vă faceți griji, cu doar câteva stropiri de detergent și puțină ștergere, miroase a victorie! Da, în sfârșit pot face pipi! Ce ușurare! Oh, nu, chiar trebuie să fac pipi? Ce face toaleta Skibidi aici? Ha? E așa de înfricoșător! Ce faci? Vreau doar să mănânc Nutella! Nom, nom! Închide-ți ochii, e așa de dezgustător! Iam! Vrei și tu? Du-te, creatură urâtă! Nu mai veni vreodată pe aici! Nu va pleca? Așa că facem o altă metodă! În primul rând, o să pun bicarbonat de sodiu într-un castron, apoi o să adaug puțin acid citric, câteva picături de detergent de vase și amestecăm toate acestea până se transformă într-o bombă de baie! Ta-da! Acoperă-ți urechile! Gata? O arunc! Hă? Nu! A explodat! Gata! Toaleta e curată și strălucitoare! De ce nu încerci să o folosești? Nu mă uit! Trebuie să-ți respect intimitatea! Uite cum prind bomboane cu gura! Sunt așa de bun la acest truc! Aoleu! Mi s-au înfundat în nas! Tati aici! Oh, Doamne! Știu ce să fac! Trebuie să-l aspir! Aoleu! Nasul meu! Trage! Trage! M-ai transformat într-un iepure de praf! Am găsit bomboane! Arată delicios! Stai! Ha? Nu mânca asta! E așa de dezgustător!
trebuie să aruncăm. Oh-oh! Vreau bomboane! Am o idee! În primul rând, ia o lingură de zahăr și topește-o până se transformă într-o bomboană lichidă ca aceasta. Ia un băț de înghețată și noaie-l în bomboană. Apoi lasă să se întărească. Ta-da! Oaca de-a dulce! Wow! Îmi place! E cea mai dulce bomboană! Un polițist precum Eden trebuie să iubească și el gogoșile. Faci o mizerie? Ha? Uită-te la tine! Dinții tăi sunt așa de murdari! Avem nevoie de doctor! Care e urgența? Iată! Cine e necaz? Eu nu sunt medicul potrivit pentru asta! Nu așa de repede! Ți-aș plăti dublu dacă ai curățat dinții! Poți folosi această periuță specială circulară, iar Baby Yoda te va ajuta să pui pasta de dinți! Poate să împerie dinții de sus până jos, totul deodată! Strălucitori și curați! Hei, ai furat brânza de la șoarece! Mi-e foame! Puțină brânză? E așa de gustoasă! Ce miros e acela? Vine de la gura fiicei mele? Respirația e așa de urât mirositoare! Trebuie să o fac să-și perie dinții! Bine, draga mea, trebuie să-ți periem dinții! Stai, ce? Am rămas fără pastă? Acum ce facem? Aha! Ce face mama cu argila? Întâi o așezăm într-un castron și o umple cu apă. Apoi adăugăm sare. Apoi o lingură de ulei de nucă de cocos. Iar în cele din urmă adăugăm puțin bicarbonat de sodiu. Amestecăm totul până obținem această consistență. Acum avem o pastă de dinți do it yourself, dar periuța de dinți e așa de murdară. Vom folosi o periuță de dinți nou-nouță. Haia! Am tăiat periuța în jumătate și le-am așezat una lângă alta, astfel încât să se poată peria ușor dinții de sus până jos, deodată. Acum să înmuiem fiecare parte în pasta de dinți și să încercăm. Wow! Asta face periajul dinților mult mai ușor! Totul curat! Copiii nu vor să împartă jucăria? Ajunge! Ha? O să plec chiar acum și iau această jucărie cu mine! Pa, dragii mei! Aveți grijă și ascultați-vă de Daca! Super, ești aici! Vino să-mi cunoști copiii! Salut, copii! Sunt noua voastră bună! Ea va avea grijă de voi! Fiți cu minți! Mă bucur să vă cunosc, copii! O să am grijă de ei! Unde sunt copiii? Oh, nu! La bucătărie! Doar fac curat! Oh, o fată așa de dulce! Și tu nu ești harnic? Ha? Speli un telefon? Dar asta e telefonul meu! Oh, Doamne! E ud! Am un copil rău și unul bun! Ora gustării! Aceste geleuri din ochi sunt cele mai bune! Să verificăm! Aceasta nu e o mâncare sănătoasă! Gata cu geleurile pentru tine! În schimb, copii, ar trebui să mâncați broccoli! Iubesc broccoli! Nu, mersi! Dar trebuie să fii sănătos! Nu, cred că ursulețul vrea să mănânce! Nu, uită-te la mizeria pe care o face ursulețul! Se revarsă peste tot! Ia să șterg! Oprește-te și dă-mi asta! Voi turna legumele într-un bol special ca să nu se poată vărsa! Acum mănâncă! Nu! De ce nu se varsă? Acum deschide! Am zis deschide! Am terminat cu mâncarea! Bună, mi-am spălat și vasele! Foarte bine! Meriți un desert din geleu, drept premiu! Așa de dulce! Am spus să deschizi gura! Stai! Geleu și gume? Am o idee! Mă întorc imediat! Ha? O să pun această conopidă într-un borcan! Apoi voi adăuga sos de geleu! În cele din urmă o să-i pun o etichetă! Arată ca un creier într-un borcan, nu? Puteți mânca asta în schimb! Trebuie să gust! E grozav! Voi savura fiecare mușcătură! Știam că e un truc inteligent! Oh, nu! Monstrul vine după fată!
Mona e aici? Ce se întâmplă? E un monstru sub patul meu! Ia să verific ca să fiu sigură! E doar fratele tău! Nu-ți mai speria sora, tinere? Întoarce-te în camera ta! Spărgătoarea de petreceri! O să-ți ofer aceste lămpi drăguțe squishy! Sunt așa de moi! Cred că asta mă calmează! Și mie îmi plac squishurile! O să le pun peste tot în camera ta! Acum poți dormi cu o armată de squishuri care te protejează! Și am să-și citești o poveste înainte de culcare! Ce-i acel zgomot? Cred că vine de sub patul meu! Dacă e un monstru! Ce se întâmplă în camera lui? Ceva nu e în regulă, trebuie să intru! Ești treaz? Monstrul se joacă cu puștiul rău? Ce vrei? Hopa, scuze! Copii, veniți să mâncați un măr! Oh-oh, uită-te la mâinile tale murdare! Stop! Ce? Să le aruncăm o privire mai atentă! Vezi? Sunt germeni care trăiesc pe mâinile tale! Nu atinge mâncarea până nu te speli cu săpun! Urăsc săpunul! Mă întorc imediat! Uite, așa te speli pe mâini cu săpun! E ușor! Mâinile mele sunt curate! Nu vreau să mă spăl pe mâini! Gogoș! Vreau una, dar mâinile sunt murdare! Nu, e bine! Gogoașa va fi a mea în sfârșit! Am scăpat-o! Încă e bună de mâncat! Mă doare stomacul! Ce s-a întâmplat? Ai mâncat cu mâinile murdare? Acum probabil ești bolnav! Ce-ar trebui să fac? Săpunul pentru picioare, Johnson? Am o idee! Am de gând să-i sun! Aș dori să placez o comandă, vă rog! Am primit pachetul! Ta-da! Un săpun pentru picioare? E așa de tare! În sfârșit, problema rezolvată! E mai distractiv să-mi curăț mâinile cu asta! Terminat! Mâinile mele sunt foarte curate! Bună și copiii sunt în parc! Pur și simplu mă bucur de acadeaua mea! E plictisitor! Ha? Uită-te la axilele păroase ale tipului ăla! Am un plan! Hei! Am auzit că acadelele pot fi folosite pentru a epila axilele! Înseamnă că funcționează! Iată acadeaua ta! E așa de nasoală acum! Stai să văd! Ar trebui să aruncăm asta? Mai am o acadea aici! Vine și cu acest pistol pentru acadele! Doar pune-l înăuntru! Ce? Poftă bună! Wow! E așa de tare! Și cu mine cum rămâne? Sari, sari, sari! Oh, nu! Picioarele copilului rău pătează cerceafurile! Între timp, copilul bun are o zi la spa! Bona e aici! Ce? Uitați-vă la pat! Dă-te jos din pat chiar acum! Nu vreau! Vino aici, nu mai alerga! Lași pete de murdărie peste toată podeaua! Ai grijă! L-am prins! Da! Acum vino aici să spălăm picioarele! Nu! Spaul e prea feminin! Puneți picioarele în livian! Oh, dragă! Va trebui să schimbăm această apă! Picioarele tale au făcut să arate ca o mlaștină! Nu mai folosesc asta! Eu am plecat de aici! Bine, continuă! Doar nu te murdări din nou! Oh, nu! Îmi pare rău pentru livianul tău! Îl vom înlocui cu aceste cisme! Wow! Frumos, nu? Să țin voi picioarele în sprite pentru un timp! Bine, timpul a trecut! Wow! Așa de curat și strălucitor! Hai să mâncăm un măr! Mă doare dintele! Oh, bine! Ți-a căzut dintele? Stai să văd! Oh, nu! Trebuie să te speli pe dinți! Nu vreau! Ce-ar trebui să fac? Un câine? Bine, am o idee! Voi folosi acest capac de câine pentru a stoarce pasta de dinți! Uită-te la asta!
câinele face pupu pe pasta de dinți. E așa de amuzant! Bine, mă spăl pe dinți acum! Croaznic! Totul e gata! Bona e un geniu! Bună treabă! Copilul bun își curăță singur partea ei de cameră! Mersi că ești o fată independentă! Între timp, spațiul acestui copil rău e un dezastru! Eu am un muc imens! Îl voi șterge pe cearceafuri! Ai putea fi mai neplăcut? Ridică-te și curăță-ți camera! Nu, nu vreau! Mătură proastă, fără mătură, fără curățenie! Ia asta! Hei! Voi mânca chipsuri și voi face mizerie pe toată podeaua! Îmi dă bătăi de cap! Oh, nu! Trebuie să ajut pe Bona de data asta! O să iau mătura și mașina mea de jucărie! Voi pune mătura în fața camionului și o voi lăsa pe Barbie să călătorească deasupra! Acum puteți mătura podeaua doar folosind o telecomandă! Pot chiar și să mă distrez în timp ce fac asta? Bună treabă, Barbie! Dar mizeria de pe cearceafuri? Mă întorc imediat! Vrei un muc uriaș? Eu! E doar un slime! Așa că pot ridica mizeria de pe cearceaf! Firimiturile se lipesc de slime! Am toată murdăria! Floare la ureche! În cele din urmă, mizeria de la cearceafurile lui a dispărut! Dar tot trebuie să schimb lenjeria de pat! Am făcut o treabă bună cu curățarea! Suntem o echipă bună! Iar tu, mai bine ai începe să ștergi praful de pe rafturi! Mă rog! E ziua de naștere a fetiței! Stai, nu poți mânca asta încă! Trebuie să-l aprind pentru ca sora ta să-și poată pune o dorință și să stingă lumânările! Haide! O dorință? Ce durează așa de mult? O fac eu! Terminat! Hai să mâncăm tortul acum! Dar am vrut să suflu eu! Lasă-ți sora să o facă! Să încercăm din nou! Bine, pune-ți o dorință! Durează ceva timp, așa că voi sufla din nou! Stop! Ce? Nu e distractiv! Ești un copil foarte rău! Fii cu minte, bine? Am o idee! Voi folosi un uscător de păr pentru a sufla pe tort! Oh, nu! Aș putea folosi farfuria de la brioșă! Am acoperit uscătorul de păr exact la timp! Ești o spărgătoare de petreceri! Dă-mi acel uscător de păr și stai nemișcat! Ce-mi doresc? Nu pot să gândesc! Ahaha, un suflător de frunze! E prea mult, mai bine îl deconectez! Hiu! Apoi voi adăuga un capac de priză, astfel încât să nu-l poată conecta din nou! M-am întors și a pus încă dorința! Știu dorința! Yay! În sfârșit, am crezut că vom îmbătrâni aici! Ia niște tort! Mersi, cred! La urma urmei, petrecerea e distractivă!